5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Ăștia de la veșoara din partea tatălui. Putea să dea și ea mai mult. Hai, lasă, zi mersi că a venit, că sincer nu mă așteptam. Crezi că o să ieșim pe plus? Bă, eu așa sper că am băgat 200 de milioane în nunta asta și sper să scoatem profit încă pe atât. Apropo, am uitat să zic că mai trebuie să dăm la formație încă 1000 de euro. De ce să mai dăm? Că doar am făcut plată în avans și după nunta am achitat tot. Am achitat tot, însă după ce am plecat de acolo, tata și taică tu i-a mai pus pe ea încă o dată să cânte melodii din tinereți. Și asta înseamnă încă 1000 de euro. Păi asta e numai vina ta, pentru că le-ai pus whisky în pahar și n-au fost învățați cu așa ceva și acum ei zăpăcit de tot. Hai, lasă, zi în continuare acolo, când ne-au dat oamenii. Asta e plicul de la prietena mea, Maria. Maria, sigur, Adamul, că ți-e prietenă bună. Este gol, ce glumă e asta? Stai că o sun. Hei, bună! Mă bucur că m-ai sunat. Chiar vreau să zic că m-am simțit minunat la voi la nuntă. Mă bucur să aud asta, dar cred că ai uitat ceva. A, te refer la plic? Că este gol? Da. Mai ții tu minte când am stat împreună în Timișoara în chirie și te-am împrumutat cu 3000 de lei? Da, mi-amintesc. Ei bine, nu-i mai vreau. Din aia 3000 pe care aveai să mi-i dai, 2000 păstrează-i, că poate tot era darul pentru nuntă, nu? Da, cam atât era. Bun, și restul de 1000 ori mi dai acum din ce ai scos dar, ori îi păstrez pentru când mă chem la botez. Lăsăm pentru la botez. Oricum ar fi, m-am distrat. Asta, da, nuntă. Bine, Marie, hai, te pup și îți mulțumesc. Măcar ai plătit datoria, știu o treabă. Aia e, eu am vrut să-i dăm banii înapoi, dar tu nu ai spus că să așteptăm 8 ani ca să se prescrie. Na, că nu s-a prescris. Taci că mă sună vorul din Spania. Alo? Alo? Vărul meu, ei, ei, și face! Ce să fac, ca după nuntă? Da, da, ei, m-am distrat, eu fost și mie, chiar rău, ei, mamă, mamă. Ia auzi, zice că i-a plăcut rău de tot. Auzi, și vreau să te întreb, aia de stătea lângă mine, de avea blidoanele mari. Știi și vreau să zic, nu? Pieptul mare. Cine era, ei? Este prietena Georgianei din Italia. Mamă, dar ce bombeu avea, tătă noaptea ai făcut șustie. Auzi, trimite și mie numărul ei. Bine, văruț, te servesc. Să te uiți în plicul de la mine. Că ți-am pus ceva frumos acolo. Mulțumesc mult, văruțul meu. Apreciez că ai venit special în țară pentru nunta mea. Cum să nu, ui, vărui? Hai, te salut! Dacă n-aveam de schimbat buletinul, nu vinea nici Dracula din la nuntă. Plicul de la vărul meu Marian de Spania. Ce crezi că avem în el? Euro? Da. Cât, cât? Mamă, se vede că stă în Spania. Ce naiba, mă, iubire, acolo e altă treabă, e alt nivel. 100 de euro. Al nivel de sărăcie. Mă, de asta am mâncat doar felul 1. Am mâncat și sarmale, că l-am văzut. Dacă știam că da atât, nu lăsam să termin nici aperitivul. Stai că mă sună mama. Alo, da. Ce faci, mă, mamă, mă? Ia zi, cât ați făcut? E, n-am ajuns la final, mai avem câteva plicuri, mamă. Doamne, hai că sunt nerăbdătoare. Ați ajuns la plicul de la mine? N-am ajuns încă. Ba da, uite-l. Ia vezi, ce ne-a dat mama, dar? Sunt niște chei, iubire. Apartamentul în care stăm? Mamă, este apartamentul în care stăm? Da, mamă. Hai să fiți sănătoși și să vă bucurați de el. Mulțumim, mamă, te iubim. Vezi, mă, ce dar a dat mama. Stai că am mai găsit o hârtie. Și ce scrie? Stai să stai ca să înțeleg. Fii atent. Asta ne arată practic că mai avem de plată 10 ani la creditul de la apartament. Privește partea bună din faza asta. Avem 10 ani de plată, nu 30 de ani cum au alții. Au plătit ei 20 de ani, acum continuăm noi. Am mai găsit un plic cu o cheie. O mașină? Cum, o mașină? Da, este de la taică tu. Îl sun acum să-i mulțumesc. Doamne, o mașină de la tata. Alo? Ai găsit cheile? Da, mulțumesc mult. Știi cât de mult îmi doream mașina? Da, să-i faci tu garnitura de chiuloasă și ambreiajul, că în rest merge țiplă. Și să-i faci asigurare. Hai, lasă asta să fie problema. Mulțumesc din tot sufletul. Cine-ți mai dă o mașină în ziua de azi? Casă de ceată și hai, Doamne ajută! Băi, ce de cadouri și de bani am primit. Cât e totalul? Păi avem așa. 17.500 de lei, 455 de euro, o datorie ștearsă, o rată pe 10 ani la casă și o mașină care are nevoie de reparații. Vezi, mă, încă să merită să faci multă. Te alegi cu o grămadă de lucruri. Păcat că n-am invitat mai mulți. Oricum ar fi bine că i-am notat pe ăștia, să știm la cine avem datorie și cine și-a plătit-o. Stai așa. Gata, ești încadrat. Doi. Și. Și faci? Și. Alo? Bun. Și din restul de 1000, nu. Și restul de 1000. 3, 2. Așa. Alo? 1. Alo? Și faci? Nu, și. Ce naiba, cum eram? Cum era, mă? Bă, nu era, mă. Cum era replica? Vreau să faceți să numere euro. Păi vedeți, oameni, pentru că m-am blocat, că euro. Ești obișnuit să numere euro, ia? Și faci? 100. Hai. Bă, nu sunt 100, mă?
Stai, mă. Dacă tu aveai să-i dai Mariei 3000 de lei și ea la tine la nuntă a lăsat 2000 cum ar veni, ăia 1000 poți să ți-i dai singură ca să ai dar? Nu. De ce? Nu. Mamă, că asta e nuntă românească. 1000 dai de la tine, că aveai tu să-i dai mai de mult. Mama, ai numărat darul? Nu, eu nu prin pasta. Păi ați prins-o? Cum să nu mai fără, ue?